Hristos a înviat. Adevărat, amin. Dragi credincioși, suntem din nou la emisiunea Cuvântul Preotului, la televiziunea TV Drochea. Noi astăzi vom da răspuns la cele întrebări care vor fi adresate dumneavoastră. Vom da lămurire la acea pericopă evanghelică care s-a citit astăzi în bisericile noastre. Și Părintele Ioan va da această lămurire, unui Părinte Hristos a înviat. Cu adevărat a înviat. Și binecuvântați pe creștinii care ne privesc. Domnul cu mila și îndurare să binecuvânteze pe toți cei binecredincioși și care cred în binecuvântarea. Și cred în Dumnezeu. Apoi, dacă credem în binecuvântarea, ne-am crede în Dumnezeu. Părinte, astăzi s-a citit pericopa evanghelică acelui bogat care spune că ne-a milostit. Căci, având acea roadă dublă sau triplă, el nu a hotărât să ambarul acela care i-a ajutat până acum vreo câțiva ani în urmă și îngrapea tot și ajungea de toate, n-a zis că ne ajunge tot ambarul acesta, dar a hotărât ca să-l iei, să-l dărâme, să fac altul. În ce înseamnă de a fi milostiv? Ce înseamnă lucrul acesta în general, de a da o milostenie cuiva? Este un lucru frumos înaintea oamenilor, înaintea lui Dumnezeu. Ce înseamnă în general milostenie? Milă voiesc, nu jertfă. Milă, milostenie. Faci milă cu cineva. Cine e cel cineva? Cine este aproapele meu? Cel care este nevoie, la moment, în grijă, în suferință. Iată ce este aproape. Și tu faci milă cu dânsul. Dar vedeți că noi avem altceva. Noi nu știm ce înseamnă mila. Nu că nu știm ce înseamnă mila. Pilda Evangheliei care spunea că un dregător sau un stăpân au încercat să vadă cu datornicii săi. Și l-au dus primul cu 10.000. Apiată în momentul ăsta, el știa ce înseamnă mila. Că el o cerea. Și a căzut cu fața la pământ. Și cerea îngăduință, să-i se îngăduie. Și se vedea într-un mare pericol. Și atunci, în numai decât de orice fir de păr, s-ar fi aninat ca să gândească eu funie puterii care îl poate salva pe dânsul. Dar iată aici să vedem ce este mila, că e mai presus ca viața. Și este o cheie care descuie și îți dă dreptul să te duci în cer, în fericire. Au avut-o cel care era stăpân. Și el a arătat ce înseamnă mila. Nu numai atât că tu te îngrijorezi de casă, de masă, de copii, de toată familia ta, și că tu poți să fii undeva închis și să lucrezi la negru și să întorci datoria. Au iertat toate. Iată ce înseamnă mila. A te vedea pre tine într aceea greutate și în cei povară care tu ai cerit la cineva ajutor. Așa asta au văzut că poate el să fie așa. Și i-au iertat toate. Au făcut milă. Au deschis cerul, dar n-au avut pentru cine. Că acesta fățarnic, numai aici au arătat fățărnicia că dorește mila. Dar când au ieșit și l-au întâlnit pe cealaltă cu 100 de dinari, n-au făcut milă cu ei. Iată, aici e periculos. Că unul deschide raiul, dar altul închide și deschide iadul. Și atunci, desigur că pilda evangheliei când zice, și ce avea să va lua de la dânsul? Adică poate dispare și harul Dumnezeu. Că cât este harul Dumnezeu în tine, nu poți să te duci în cele mai de jos în iad. Pe când s-au ridicat, atunci l-au dat pe dânsul în închisoare și au vândut familia și casa. Și el trebuie să dea tot să întoarcă. Și pe urmă va vedea ce mai va fi cu fața lui. Așa că mila este cheia care se duce la dragostea lui Dumnezeu.
Și de cine îmi va plăcea și voi vrea, mă voi îndura. Cine va plăcea și voi vrea, mă voi milostivi. Și atunci Dumnezeu se milostivește de Corneliu, care era un dregător sau un sutaș. El nu-L cunoștea pe Dumnezeu, a auzit de Dumnezeu, dar știa că să facă cât mai mult bine și să roage. Și iată rugăciunea lui și milostivirea lui, i-au ajuns la cer. Și i-au dat dreptul ca să primească Duhul Sfânt. Și atunci inima lui să fie într-adevărat de creștin, să-L vadă pe Dumnezeu. Dar până nu era botezat, nu putea să-L vadă pe Dumnezeu. Așa că mila este un lucru foarte bun. Să îndrăznim să avem această milă. Părinte, ne spune că ce-ți folosește ție că astăzi poți eu sufletul? Părinte, la până la urmă rămân toate pe acest pământ. Ce luăm în acealaltă parte? Luăm ceva de pământul acesta? Luăm ceva lucruri, faptele, gândurile? Ce luăm noi în parte? Îmi aduc aminte de o frumoasă parabolă. Sau, spunem, o pildă înțeleaptă, care au fost întâmplate în viață. Împăratul de bine ce avea mult bine, el nu mai duce cont de nimic și sta numai în desfrânări și în veseli și în pătrecere. S-au clemitit toți de el, toți și oastea. Până la urmă și împărăteasa s-au clemitit de el cu totul. Și ce se întâmplă? Acesta care era cinstit, onorat de toți, care toți se închinau, toți se plecau și toate le avea la îndemână și la scară, venind, aducând la casă, beată, mort ca întotdeauna, împărăteasa poruncește să se sape undeva o adâncime, la 4 metri adâncime și 2 pe 2, la adâncimea atât. Să pună ulespele de piatră pe dânsa și să pună pământ și nimeni să nu se apropie dacă chiar va auzi glasul împăratului. Din amețeală, din băutură, omul se trezește. Și când a început să se trezească, gândirea sau memoria lui ea, asta este memoria omului, care este veșnică. Îl aduce pe dânsul că el este împărat. Memoria lui ea se vede în localul în care au stat, au chefuit și au băut pe trecerul făcut. Dar mintea lui este deja pironită în iad. Însă voința lui ostenitoare caută să iasă de acolo, să termină. Ia că cu ce să termină. Toată desfătarea aceasta care o fac și nu-și dau seama de ea, chiar astăzi am citit o pildă pentru cei care spunem noi că fac milostivire și o duc greu. Cei care cred în Dumnezeu și au diferite încercări și diferite greutăți. Da, dar acestea sunt pe cale de fericire, pe cale de mântuire. Aceștia sunt cei care, să spunem așa, au trimis soli faptele lor, credința lor înainte lui Dumnezeu. Că ei venind și acolo toți fie gata pregătit. De ce? Și Mântuitorul zice că mă duc să pregătesc locașul, că în casa Tatălui multe locașuri sunt. Și iată, atunci faptele care le facem noi bine, ele se duc și ne pregătesc nouă. Însă cei care nu fac lucrurile bune, nu fac. Și el zice că celor care le merge, spune Sfântul Ioan Gol de Aur despre aceasta la Bărăște, și celor care le merge bine și n-au grijă de mic și nu se roagă, le dă Dumnezeu aici, să se sature. Că această saturare nu este niciodată sas, ca visul de 100 de ani. Un vis. Te-ți arată că ești într-o 100 de ani. Te desfătezi ca împărat și tot binele. Și când te-ai trezit, ești în temniță veșnică. Îți folosești binele celor care le-ai visat într-o 100 de ani? Sau nu îți folosești. Așa și viața aceasta. Dar memoria lui ea va fi ca cel bogat care îl cunoștea că este Avram. Că îi toți aud, că doar toți sunt aproape botezați. Numai depărtați pentru grijile lumești. Și când ajunge el să o coate că atunci el își satisface sufletul și își câștigă sufletul. Însă Mântuitorul auzi că cine câștigă
îl pierde. Dar cine îl pierde pentru Evanghelie și pentru mine, îl câștigă. Iată, să înțelegem lucrurile acestea, că este o pierdere totală. Și atunci vom înțelege, însă va fi foarte de târziu. Și noi trebuie să fim pregătiți, câtuși de cât, în postul rugăciunii. Pune-ți în fața ta oglinda, privește-te din zi în zi, că tu ești schimb. Și ziua de ieri astăzi nu este, și ziua de mâine e alta, dar asta de azi rămâne. Și noi ne ducem ca funia la par și acolo să se strângă și să termine. De la nașterea noastră, noi mergem întotdeauna spre bătrâniță. Noi mergem spre chemare și noi chemarea aceasta care o avem de la nașterea noastră, noi trebuie să o ducem către Dumnezeu cu cinste și laudă. Dar când la acela îi merge, păi mergem, că e de tot aici, dar acolo nu are parte de nimic. De aceea și bogatul care el a pus nădejde în bogăție, tot numai în bogăție și l-au străcat jitnici și au vrut să le facă cât mai mari, să le facă prădânsele, Dumnezeu prin glas i-au zis, nebune, în seara aceasta vor cere la tine sufletul. N-am nevoie de dânsul, el nu va veni la mine, ți-l vor cere, cine? Celor care tu e sușit. Dar nu știm cine este averea cu împărțire, mamona, ce este satana, pe cuvântul sirian, mamona. Așa că trebuie să fim culoarea minte la toți pașii vieții noastre, să fim culoarea minte de dimineață până seara, că nimeni nu știe când va fi chemat. Și fapta bună să o facem totdeauna. Și dacă unii bănuiesc cu cineva, vorbeam și spunea, da, eu singur am fost martor la lucrurile astea, am dus la unii gunoiul să strânge și am dus și eu niște gunoi, le pun așa în sac, nu le împrăște și le duc și le dau în groapă ce acolo. Și întotdeauna nu lăs să grămădească și îl duc. Și când m-am dus acolo, am rămas uimit. Și mi-am făcut semnul crucii și am spus, cerem și nu știm ce cerem. Dorim ceva și nu știm ce dorim. Vrem mai mult să avem, dar nu suntem capabili de a le stăpâni și de a le folosi corect. Nu suntem. Când am văzut la grămada de gunoi atâta setcă de asta încărcată cu cartofi și aruncată, aproape spunem cu o mașină așa cât ar încăpe, sau câte toane, vreo toană de cartofi, am văzut iar vreo toană de grăunță aruncată încolo, am văzut harbujii îi duceau undeva și aruncau. Știți ce m-am gândit așa foarte mult la lucruri și am spus că într-adevărat biserica se roagă pentru pacea a toată lumea, pentru pacea Iisus, pentru toată lumea, pentru bună stare Sfântului Biserici, pentru pacea, pentru asta, roadele pământului, ca să aducă să îmbeșugul, pentru îmbeșugarea roadelor pământului, noi ne rugăm. Cei ce noi ne rugăm, nu ne rugăm pentru noi. Au unii mintea spulberată de vânt și încep fiecare vorbesc. Da, de ce? Fiindcă au invidia asupra bisericii, sunt uneva, să spunem, sub influența și răului și diavolul le duce gânduri diferite și îi cucerește și poate să oblăduiască cu mintea lor. Dar, într-adevărat, biserica se roagă nu pentru sine, și se roagă pentru toată lumea și pacea toată lumea, noi spunem. Și-o dorim această pace în toată lumea. Și cât poate și va fi putință. Că vine lumea la biserică, nu vine lumea la biserică, că sunt mulți puțini, biserica se roagă. Dar, ce vorbesc ei? Că, iată, i-am chemat, nu uite la rog sau ce, nu a fost acolo și de atâta, că ei nu vine, lumea nu cumpără sau nu vine la lucru, nu lucrează. Nu e bun lucrul ăsta. Dar știți de ce? Am vorbit așa în biserică, le-am zis de lucruri, să nu este bun. Tu nu vii la biserică, liderul, care ești tu lider? Tu nu vii la biserică, tu nu te rogi. Dar roadă o ai? Dumnezeu ți-o dă? Și am tu ce ești mai presus ca Dumnezeu? Tu de-am te faci Caien. Dar nu știm cine a fost Caien. Care lucruri cele bune le-au păstrat, le-au aruncat, dar cele rele le aduce jertfă lui Dumnezeu. Asta este un egoism. Asta este lipsă de moralitate în conștiința omului.
lipsă totală de credință, chiar dacă tu ești botezat. Și la urmă tu bănuiești să te ducă în biserică, când tu faci jocură din tot ce este. Dar sunt țări care suferă într-adevărat și n-au nimic. Așa că iată de ce au spus, că vor cere sufletul de la tine. Da, ascultăm. Alo? Alo, Hristos a înviat. Dorat în viață. Părinte Ioane, mă rog de mă binecuvântați. Binecuvântați, vorbiți un pic mai tare. Părinte Ioane, mă rog de bine mă cuvântați. Domnul să binecuvânteze cu mila și îndurarea sa. Părinte, eu am așa la mata o întrebare. Mâine e intrarea Maicii Domnului în biserică, în sărbătoare mare. În popor așa se vorbește, adică și eu tot așa fac, că de sărbătoarea asta se dau de pomană la celor răposați, colaci, găini, de sufletul lor. Așa, asta ajută ceva pentru sufletele lor, ori așa se dă. Vă rog frumos de ne spuneți. O seară bună și vă mulțumesc. N-am auzit, da, te rog. Mâine e intrarea Maicii Domnului în biserică. Și o scriu în tradiție, s-o deprins că se dă pentru cei răposați căini, colaci, pentru cei răposați dă de pomană. Este binevenită, nu, în sărbătoarea asta, ori ceva, este ceva legătură. Mila și jertfa dragostii e narize, nici oră. Este, după Apostol Pavel, o neîntreruptă lucrare și zice să nu obosiți de a face binele. Dacă un copil al dumneatale, care l-a iubit atât de mult, pricina morții, zice, nu am știut-o, dar el a fost luat de lume. Și dragostea dumneatale, precând biserica învață că orice faptă bună, nădăjduim la Dumnezeu, și mai multe desori și-a vorbit, celor care aduc mărturisiri, dar poate undeva n-au reușit să mărturisească tot. Apoi noi nădăjduim că facerea aceasta de bine să fie bine primită și să aducă undeva pentru cela o micșorare a greutății, să se ia de pe povara lui greutatea ce, sau povara care o duce, să se ia de pe dânsul. Și noi rugăm pe Dumnezeu ca prin aceasta, prin facerea de bine, prin milostivirea, care cuvânt spunea de milostivire, ei se primească ușurință la orice. Că noi suntem oameni și greșim și cu auzul, și cu văzul, și cu mirosul, și cu păietul, și cu gustul, cu vrute și cu nevrute, cu știința și cu neștiința. Și avem când sau nu avem când suntem la biserică, alții să reușesc, alții nu reușesc. Pentru aceștia facem. Și dacă este sărbătoarea născătoare Dumnezeu, de ce o face biserica? Sau de ce au făcut aceasta, să spunem, tradiție? Maica Domnului este mamă. Și noi știm cum au plâns la crucea Mântuitorului. Noi știm cum au trecut pe inima ei sabii cu două scuțișuri. La cuvintele când zicea că el este pentru mulți ridicare și pentru mulți scădere. Și pe inima ta va trece când vei vedea suferința lui. Și la ziua aceasta este o tradiție peste tot locul. Și nu putem să stricăm tradiția deloc, fiindcă aceasta este dorința durerilor și a suferințelor părinților care vor să salveze prin cei iubiței săi. Și aceasta este primită. Însă numai am spus întotdeauna și spun. Dacă sunt care s-au dus fără știință sau n-au fost pregătiți sau nu le-au cunoscut, pentru dâns și mai ușor. Însă cei care au cunoscut și n-au văzut rodurile pocăinți, pentru ei este mai greu. Dar totuși noi încercăm. Pe cât spune Ezechia, prorocă că Dumnezeu este atât de milostiv că moartea nimănui nu o dorește. Biserica este cea mamă care pentru tot se roagă și pentru cei care vin și pentru cei care nu vin și pentru cei care vorbesc de bine și pentru cei care vorbesc de rău. Ea pentru tot se roagă. Și pe nimeni nu poate să departeze. Dar când omul obraznic de tot ar fi și ar depăși orice măsură omenească, atunci îi spui după cuvântul Mântuitorului. Cu un martor, cu doi martori, cu trei martori sau cu biserică. Dacă nu înțelegi atunci, atunci zice, ți este dușman și de-am nu-ți mai este frate.
atunci el poate să fie dat într-o parte, numai în cazul ăsta. Dar noi întotdeauna suntem cu mirul și îndurare, așa că este bine primită și binevenită la ziua aceasta Născătoare Dumnezeu să se aducă porumbiță. Că ea este porumbiță, cei pe care au închipuit-o porumbița lui noi când i-am dat drumul. Da. Părinte, vorbim despre milostivire. Și milostivirea este de mai multe feluri. Și adică ce am vrea să am vedere? Este oameni care poate dau de multele care au ei, poate un lucru care nu le folosesc. Sunt unii oameni că poate n-au locul acela și l-au unicul și-l dă în nume acela. Adică vreau să ne spuneți că nu faci o milostenie. Cum ar trebui să fie lucrarea aceasta? Fii cu dragoste, cu depresos, de care până la urmă să primit și înaintea omului, cât și înaintea Dumnezeu. Eu am văzut doi bărbați, unul venind de pescotare, zicem, din România chiar așa era, și unul deci din Moldova. Și cel din Moldova avea la gâtul lui o cruciuliță de aur, cu țepcă de aur, așa cum cu lanță de aur. Și celui i-au plăcut foarte mult. Dar ăsta, zice, băi, pentru mine tot este un cadou, adică cineva mi-a făcut la ziua de naștere un cadou. Poți să ascultăm o întrebare? Da, ce? Da, alo? A doua se întrebă, noi discutăm pe loc. Alo? Alo? Da, vă ascultăm. Tot s-a înviat, părinte. Cu adevărat a înviat. Binecuvântează-mi. Domnul să binecuvântează cu mira și îndurarea sa. Așa, întrebare, dacă se poate. Ce să-mi spune tu, în ce zi și când e mai bine desfințită o casă? Ziua, ora, cum e, este importantă, dimineața, e. Ori noaptea, când e mai bine? Bine, mulțumim. Când e mai bine desfințită o casă? Ziua, la amiază, seara, este o zi anumită. Întreba cineva pe înțeleptul. Înțelepte, când este mai bine să mănânc? El a spus așa, bogatul mănânc când vrea. Care întotdeauna de toate. Însă săracul mănâncă când are. Aici am putea să o înțelegem în felul următor. Că n-ai bună voință. Că poți să o faci când nu vrei. Dar nu e întotdeauna atât de primită când ai bună voință. Și când ești dispus să o faci, și să o cunosc că da, eu astăzi o fac, și am încredere că va fi. Nu contează ziua. Cei ce pun cont pe ziua, sunt ca cei care de-am să numesc cu lucruri, așa spunem, pe fădăcioși, care de-am nu sunt dumnezeiești. Superstiții de-am, că lunea, că e marță, că Dumnezeu toate zilele au făcut egale până la ziua de odihnă. Și de ce spune 6 zile lucrezi, a 7 te odihnești. Așa că aici, când vrei și când ai bună voință, sfințești casa. Și când socoți că este necesitatea, să o sfințești. Dar nici oră, nici zi, nici în amiază, nici dimineață, nici când o dorești să o faci, atunci o faci. Și atunci Harul Dumnezeu se pogoară peste casa aceea. Coro faci dimineața, ori s-ar tot aceleași rugăciuni. Tot aceleași, n-are. Da, n-are. Da. Acum, în cei ce noi vorbeam despre cucilița. Și el îi zice așa, fiindcă tu atât de mult o dorești, dar eu alta nu pot să o comand, este comandată la sofrenă și făcută pe comandă și dată pe comandă, a luat și așa, scris este, ce ce-mi place mie, îți dau ție. Și el să o plătesc. Eu nu ți-am spus de plată. Ce îmi place mie, îți dau ție. Și dacă tu o porți cu dragoste, că cum o port eu? E a ta, dar e a mea. Că eu ți-am dat-o ție și eu însă o am înaintea Dumnezeu. Acum, într-adevăr, lucrurile astea sunt foarte bune. Când faci ceva și când dai milă, nu însă dar Mântuitorul a spus,
Nu da în fală. Dreapta, nu știi stânga. Asta este plăcutul lui Dumnezeu, că tu să o dai ca banii văduvii, doi bănuți. Dar vedeți istoria, până la zăruși decât să tot o să vestească și o să laude fapta aici bună, că au dat-o din presosința inimii ei. Asta era tot ce avea ea. Și acesta ce avea ea o dat cu cea mai mare dragoste. Iată ce înseamnă. Îți sună pe telefon. Da. Alo? Alo, bună seara, Hristos a înviat, dragi părinți. Cu adevărat a înviat, într-adevărat, seara să fie bun. Vă mulțumim frumos din suflet, preac fruntea în față învierii lui Hristos. Ia ca fiecare creștin ortodox știe ce înseamnă ridica o panașidă pentru răposați. Și noi o facem de câte ori putem și de câte ori vrem, pe posibilitățile fiecăruia. La jumătate de an, la 40 de zile, la un an. Dar ia ca noi creștini ortodoxi mergem la biserică în postul Crăciunului pentru a ridica timp de 40 de zile, 40 de panașidii. Vreau să întreb, ce semnificație au aceste 40 de panașidii pentru răposați și de ce anume în postul Crăciunului se ridică? Vă mulțumesc pentru răspuns. La revedere. Și am înțeles și n-am înțeles. Am auzit și n-am auzit. Știi că dacă auzim bine, de ce le 40 de panașidii ceva spune? Da, postul Maștrii Domnului. Să-l fac. Apela Zăva Născătoare de Dumnezeu, că cum ar fi mâine, iarăși, intrarea Maicii Domnului în biserică, că cum ar fi începutul mântuirii noastre, și la în ziua începutului mântuirii noastre, care s-au sărbătorit și sărbătorește cea sărbătoare din 750, de la înălțarea lui Hristos, când a trecut 750 și de atunci încep sărbătoarea. Ei este în tradiție. Și acum ce ar însemna 40 de panachizi? 40 de zile de la cei ce au răposat, nu spune 40 de zile. Este permanent, cred să fie permanent la prescobere din rugăciune, că în timpul acesta, acela care este adus mai înainte, am vorbit de prenoasele care se aduc și ce ar folosi pentru dânsii, asta este marele dar. Socotem în timpul acesta, să spunem așa, ca o pildă, să înțelegem. Stau eu în foc și ard în foc. Și în timpul lui este părintei Pavel, s-a gândit la mine și spune așa, Doamne, iartă-l pe părintele Ioan. Și el lacrimează o lacrimă de durere, spune că iartă-l, Doamne. Și de cuiva spune și Doamne, în numele tău, de sufletul părintele Ioan. Uite, na. Și la cealaltă. Și o lacrimă. Lacrima aceea lui vine și împuturește bara focului. Iată de ce cerea zi lui Lazar să se plece, să-și mai deși în apă rece. Avea nevoie să fie recorit și pătorit, pe puțin. Acum, în timpul acesta, când el trece pericolul, care este? Nu că le vede. Pericolul este că el, când le vede, el atunci se trezește și se gândește, ce de acasă? M-a uitat cu totul. Dar când tu de aici 40 de zile însoțești, cu o bucățică de pâine, cu o cănuță de apă, cu o căinuță pe un sărac, cu primirea pe un sărac, cu ospitalitatea, uite, atunci el te simte în timpul acesta și când îl duce să vadă raiul, se bucură. Dar în zi zic, nu te bucura, când că nu știi, asta numai ți arată binele care trebuia dacă ai dus viața cu viața. Dar când te duce 30 de zile și ți arată strășnicie și păcate care ți-a vârșit, iată tu ce ți-e grozav. Și când 40 de zile merge valma cu tine, rugăciunea acestor dice, milostivie, câtuși de cât te întărește, și te simți acum câturi de cât că nu ești uitat de cei care sunt în lume. Și te gândești de ce l-am făcut și eu pentru cei care sunt aici, care nădăjdești ca și mine. Și te aduci în preajmă, dar îți spune, judecata va hotărâ. Așa că rugăciunile astea sunt binevenite și în postul nașterii Domnului, precum Hristos se naște, slăviță și cântare este, și mergem spre nașterea lui Hristos care au venit să distrugă
iadul, să sfarme blestemul și ca să ne izbăvească. Noi avem de aceasta, tocmai aici este momentul când Născătoarea de Dumnezeu între el este adus în casa Domnului, în Sfânta Sfintelor, luată în brațe și dusă de Zacaria, care pe vreme ce era în slujbă. Așa că biserica a socotit de cuvință. Aici când este începătura mântuirii noastre, când se aduce cea mai desfătată decât ceruri, care este vestită și binecuvântată de David și prorocită de David, că se va aduce și se va pune în Sfânta Sfintelor și ea va aduce nume în Sion, se va naște om și iată om în Sion, Hristos a născut, la sărbătoarea aceasta, împornirea nașterii, pregătirea spre nașterea Domnului de a întâmpina ziua care evenimentul a fost, ce noi întâmpinăm ziua și tot sărbătorim ca ziua de naștere a noastră, este binevenită. Așa că, nu numai într-un sat, prin toate, îmi pare că în toate parohiile din Moldova se săvârșește și la mine parohie mâine aceasta și lumea pregătește și se face adunare de jertvă. Că până aici s-au pomenit 40 de panahizi, la fiecare când se face panahizi, se pomenesc cei care au dus și s-au scris în lista aceea. Și ea se pomenește și îi pomenești pe toți. Și iarăși altul săvârșește asta și când spomenești, iarăși pe toți spomenești. Și aceasta este 40 de zile. Și la plinirea 40 de zile este tocmai la sărbătoarea asta. Și iară, deci, începe lumea. Și este o rotație. Rotație. Și este binevenit o tradiție, nu în favoarea pochilor, a preoților, nu. În favoarea sufletelor. În favoarea, să spunem, acelor care sunt în suferință și în greutăți. Dar nu au preoților. Preotul nu rămâne la aceea și nu se limitează la aceea și nu se micșorează la aceea. Preotul este preot și Dumnezeu va purta de grijă. Dar ceea ce este lăsat de biserică, tradiția, nu poate nimeni să o distrugă, să o condamne, să o judece, ca cum ar fi, este primit în Constituție, fii dator și obligatorul toți ca să onoreze ceea ce este prin Constituție. Așa și aici, biserica. Au hotărât, așa este binevenit. Și ați spus de ce, la ziua aceasta, este binevenită. Părinte, lăcomie este ceva care este contra oponentul milostivirii. Păcatul acesta paște pe mulți oameni de a aduna, de a face, de a nu mai vedea pe celălalt într-o suferință, într-o greutate. Cum să ne luptăm cu păcatul acesta și, până la urmă, care este rolul acestui păcat în viața noastră cotidiană? S-o iau de la Scriptură. Să spunem că marele voievod al oștilor sirieni, el era un mare om, dar plin de lepră. Au auzit de prorocul Elisei și au luat daruri, îmbrăcăminte, aur, argint și a venit că dacă va primi vindicarea să aducă o mulțumire. Darul lui Dumnezeu nu se cumpără și darul lui Dumnezeu nu are nevoie de mulțumire, dacă o facem, nu, da. Însă prorocul era un om care era, să spunem, în sânul lui Avram pe pământ. Era în dragostea lui Dumnezeu pe pământ. Era în mila lui Dumnezeu pe pământ și era în dreptatea lui Dumnezeu pe pământ și era în înțelepciunea lui Dumnezeu pe pământ. El nu avea nevoie de toate acestea. Și au arătat că este darul Dumnezeu vindicător și nu prin plată, ci fără plată. Ca cei, să spunem, fără de arginți, sfinți fără de arginți. Și au venit în Israel și au ajuns în localitatea lui Elisei, dar încă n-au intrat. Și au fost trimis ghezii ascultătorului Elisei către marele voievod.
Și aceasta i-a spus, iată ce să faci, nu mai ajunge să te ustenești până acolo, du-te fă 7 șezături în Iordan, afundă-te 7 ori și pleacă acasă sănătos. Ăsta s-a îndoit, sluga înțeleaptă îl convinge, se întoarce, după cuvântul slujii, să pleacă de 7 ori, scoală sănătos, vindecat. Și pleacă spre casă, așa i-a fost ordinul, binecuvântarea. Gezi, ca să vedem ce înseamnă lăcomia, Gezi, văzând vindicarea lui, știind cât au adus el, îl ajunge și spune că iată ce au zis stăpânul meu, să dai măcar așa. Dar ăsta nu trebuie să spună măcar atâtea câteva, tot ce avea eu. Și ăsta a spus, nu, ia că atât s-au luat saci cu bani, ce-au luat haine, și numai cum au pus mâna pe dânsul și acela s-a dus, lepra lucela, au trecut aici. Iată cu ce se îmbracă la comia. Părinte, să mă apel telefonul. Da. Alo? Părinte. Da. Hristos a înviat. Cu adevărat a înviat. Binecuvântează-mă. Domnul să vă binecuvânteze cu mila și îndurarea sa. Părinte, am o întrebare a dumneavoastră. Vă ascultăm. Vrea să însoare amu un post. Să poate să caute nășelul. Că nu-i de așteptat. E însărcinat luna cincima tate. Oare să aștepte pe Crăciun? Nu știm. Cred că, nu știu, dacă aveți cineva Crăciun, eu am nașterea Domnului. Nașterea Domnului, da. Așa, corect. Nașterea Domnului. Dacă el nu a avut timp până acum, creștinul va folosi acum ce va face el. Și dacă sunt vădite faptele lui, mai bine să lese după nașterea Domnului la vreme cuvenită să o facă și va găsi și nașul. Și trebuie să aduc și rodul păcăință, că au rupt mai înainte apele decât trebuia să fie rupte. Dar în post eu nu vă sfătui. Dacă undeva spune că cineva își mai face o zonă mască în post, cine n-ar fi, de care nivel n-ar fi, eu nu socot că lucrurile este bine venit și bine plăcut. Mai ales celor care se numesc mădulare al lui Iisus Hristos, sau fi ai bisericii. Așa că lăsați-o după. Toate sunt vădite. Nu trebuie să-l grăbească nimic. Că nu o să-i dai mai mult viață, că o să facă. Dar să face rană în rană și să dublează greutatea păcatului. Asta este răspunsul meu. Părinte, vorbim despre astăzi îți va lua sufletul. Până la urmă, decătând la ce că acele daruri care le-ai adunat, nu le iei cu omul, nu e omul. E faptele, e lucrarea sa, cel făcătoare. Prinde, poți să dăi cineva lucrarea ta făcută și lăsată după tine, să-ți dăi tot de sufletul celor răpăsat. Va ajuta ceva lucrarea și acolo, ce ar trebui de făcut. Dacă o dă în numele Domnului Iisus Hristos și o dă pentru celă, chiar dacă e toată lucrarea aia care a răpăsat, să vă dau în considerație că tu nu ai fost lacom. Și aici o să aduc o pildă din Pateric. Un bătrân avea 3 ficiori și pe fiecare, dându-i nădejdea, arătându-i un diamant și de nădejdea. Dacă veți face fapta cea mai bună să placă mie, uite diamantul, uite, este al tău. Și în timp de 3 ani de zile. După 3 ani de zile au venit fiecare să aducă tatălui său fapta bună pe care ar primi diamantul. Și cel mai mare au zis, tată, un an de zile am lucrat și iată, cel care am lucrat la dânsul, s-au comportat foarte urât, nu mi-au dat la vreme plata, m-au osândit, dar eu când veneam acasă, el dormea sub o scală de piatră și acolo un șarpe zicea spre dânsul.
Și am putut să las la o mare, că multă lume a făcut. Am zis că nu. Am omorât șarpe și l-am salvat lui viața. Foarte faptă bună ai făcut, n-ați diamantul. Vine al doilea. Ce fapt ai făcut? Și a spune, venind acasă, ardea o casă. Și în casă aceea câțiva copii. Acolo mama și tata las copiii, se ardă și ies afară. Asta e, Doamne ferește. Dar asta se intră în casă aceea și salvează copiii. Își pune viața în pericol. Dar asta era scopul lui, să fac fapta bună pentru diamant. Și salvează copilul. Spuneți că fapta ta este foarte bună. N-ați diamantul. Și atât vine și al treilea. Că tu ai meritat diamantul. Și vine și al treilea. Și când vine al treilea, ce ai făcut, dragul tate? Și că, tată, am lucrat cu un prieten 3 ani de zile și când vine acasă, el a murit. Și mi-au încredințat averea lui. Toată mie s-o duc la copiii lui care și o greutate și mulți copii și greu în femeie. Și tata m-a dus și n-am luat niciun bănuț. Tot le-am dat, așa cum mi-au dat el mie, așa le-am dat tot. Și niciun bănuț de mulțumire n-am luat. Foarte bună faptă ai făcut, n-ați diamantul. Iată cum vine lucrarea lui Dumnezeu cu talentul. Fiecare să-și înmulțească talentul. Și talentul acesta, el trebuie să fie înmulțit într-așa fel ca fapta ta să câștigi diamantul înaintea lui Dumnezeu. Iată cam cum stau lucrurile. Părinte, să mă apel telefonul. Da. Alo? Da, vorbesc. Să mă binecuvinteze, părintele. Domnul nostru Iisus Hristos, cu mirea și cu dorința sa, să vă binecuvinteze. Hai, mulțumesc. Eu am vrut să întreb dacă poți plătești vămile înainte, când ești viu. Plătește-le sub tepatrahil. Când preotul pune tepatrahil în cap și pune 20 pe cruce, plătește vămile. Dar vămile nu le poți să le plătești înainte, până nu te vei mărturisi. Am mâncat mult, am râs mult, am băut mult, am corvit mult, am lăcomit mult, am fățărâncit mult, am mincinit mult și tot așa și așa și așa cât le-ai făcut. M-am uitat la vecin, am dus dicea în partea cealaltă, am pus mărturii mincinoase. Iată, acestea sunt vămile, dragii mei. Și ca să treci vama aceasta, trebuiește singur de sine. Dar la preot te duci la prescomedie, scrii pentru sănătate, zici, părinte, pămenești-mă la prescomedie. Dar eu mă duc și mă mărturisi. Și mărturisirea mea și prescomedia care te vei ruga, să am parte la Dumnezeu. Asta este corect. Celelalte vreme este cartea de cunoștință. Cartea pentru pilde, ca să-ți arăte ce se întâmplă cu fiecare păcat. Precum am vorbit noi, cu fiecare păcat. Ce se întâmplă? 30 de zile, tu de la 9 zile până la 30 de zile, până la 40 de zile, 30 de zile, 31, tu trebuie să vezi tot păcatul care l-ai făcut. Ce să-ți citesc eu, femeile? Ce eu știu ce ai făcut, dumneatale? La sănătate eu te poți pomeni și îl pot ruga pe Dumnezeu, dar dumneatale să treci vama și de ajuns te duci acolo, să pui un bănuț pentru darul tău și să dai la prescomedie pe cum este. Așa, oriunde, mănăstiri, biserică. Asta o înțeleg. A plăti vămile în cuvântul vămile, precum vă duceți la mănăstiri și plătiți, spuneți că la maicuț și faceți vămile, asta este o eroare, o greșeală. Și cred că nu este corect. Trebuie bine explicat ce înseamnă vama și ce înseamnă prescomedia. Vama este că tu ai venit la preot, ai ascultat mărturisire de obște și particular, personal, te-ai dus la mărturisire și cum am spus, nu miri tot ce ai făcut. Am făcut din ochi, cum zice psalmul, izbăvește-mi, Doamne, ce fac din ochi. Sau altele la rândul lor. Și nu trebuie să fim spân nici om roșu, ca să vicrenim în fața fiului împăratului și să-l punem sărute sabia pentru ca să-ți dai jurământ. Așa face diavolul cu doi. Noi trebuie să fim creștini și să mărturisim, da, asta pe vamă ca să citesc, nu este corect.
Citește cartea, este ca calea la spre cer și înveți vămire. Citește și vezi ce înseamnă fumatul, ce înseamnă băutul, ce înseamnă curvitul, ce înseamnă măgitul, ce înseamnă barul, ce înseamnă pokerul, și tot îi să vezi. Ce înseamnă abortul. Iată astea sunt vămire. Alo? Alo? Da. Hristos a înviat. Cu adevărat a înviat, vă mulțumim din suflet. Părinte, blagoslovește. Domnul Iisus Hristos, cu mila și îndoarea să vă binecuvânteze. Părinte Ion și Părinte Paidol, am vrut să vă întreb. La mine tatăl meu a murit, dar înainte de moarte a fost lubătut lumina. S-a dus rădișii rubilnicul la lumină și l-a bătut lumina cu burezat. Asta înseamnă că e tot sinucidere? Nu. Asta e moartea neprasnică. Asta nu e ucidere. Au avut o cumpănă în viața lui și îi spun și că l-au aflat în cumpănă. Ei, nu este sinucidere, nici de cum. Pară trăs când vă vezi, nu este sinucidere. Ai căzut pe un mal, ai căzut și te-ai frânt sau te-ai ucis, ai căzut în apă, pe nevrute, neștiute, de pe un pod. Sonecata asta nu este sinucidere. Mă luați îngropat cu prin biserică. Nu s-a vedea. Nu l-ați îngropat prin biserică. Da. Nu, că asta prin biserică merge, doar asta e neprasnică. Da, da. Îngropat, da. E moarte neprasnică. De ce și noi avem rugăciunea atât când întreabă cum să faci panahizele astea care le facem, sau pe mirea morților care se face în biserică, apoi este rugăciunea dezlegării, care încercăm să facem rugăciunea dezlegării. Că șarpene, că piatra, că săgeata, că să spunem că lupul a mâncat, că pământul a înghețat, că n-a pus unicat. Păi este dezlegarea. Și acolo spune în rugăciune că la ziua judecății Dumnezeu la toți va cere ca El să vină în componența Lui și să dea judecată înaintea Lui Dumnezeu. Părinte, ce-l faci pe, sau ce l-a făcut chiar pe cel bogat din Evanghelia de astăzi? Să nu vadă pe cei sărași, să nu vadă pe... să vadă să facă milostenie, ce îl împiedică pe el? Sau pe alții? Îl împiedică, iată, vedeți, ăștia sunt ochelari. Și unul întreba puterea argintului. Dar ce îmi spune, că argintul se vede numai pe sine. Cum așa? Și-a luat cu o periuță și-au dat așa aici cu niște argint și când te uiți, uiți o oglindă și te vezi numai pe tine. El se vedea numai pe sine și nu vedea pe nimeni împrejur. Și gândea că el este plăcutul lui Dumnezeu, că uite, rodește țarna prea mult și maică, dar n-are unde le pune și jitnițe sunt prea puține sau sunt prea vechi și punând greutate, vreau să ele se vor distruge, hai să le stric, să fac de nou și să mă bucură eu pentru mine, să mă laud eu pe mine, să-mi mulțumesc eu mie, să mă desfătesc eu singur cu mine, iată cam așa asta a făcut-o el. Și n-am mai pus nădejdea nici în Dumnezeu, nici în aproapele său. Și atunci au trebuit să audă glasul, nebune, atât merită. Părinte, ce facem cu... dacă te duci cu Eva să ceri ceva? Oh. Depinde ce. Chiar așa cealaltă, l-o duci la un lider, ori la un cineva și îți spui, uite, am nevoie vreo 200 de ceva de sau altele momente. Să poate de spus că omul cel a făcut o milostivire, dacă te duci ceri și acela îți dă. Pare da. Este ca o impunere. Ca o... Nu, este o milostivire. Te duci și a cerut și el ți-o dat, el a făcut milostivire. Socoate ca milostivire. Socoate milostivire, da. Îi vine în favoarea lui ea. Tu, cu gândul la Dumnezeu, te-ai dus către dânsul, Dumnezeu i-a milostivit inima și tu da ție. Tu ai primit de la Dumnezeu darul prin el. Și el o primit de la Dumnezeu darul și ți-a dat din cei ce-a dat Dumnezeului, ți-a dat ție. Și cum zicem noi în popor, din dar în dar, să face rai. Și este bine primită și venită.
dacă de-am insiști forțat, cu forța, de-a mea ce nu-mi e solidar. Dar tot undeva prin zgârcenie se primește ca celui care au cerut de la moarte să vină pe pământ, s-au dus acasă că moartea i-a îngăduit să vină, sau s-a acasă a poruncit soției să-i facă două care de colaci și au spus că știi să facă și pe un punte trecea cam glot cum acum afară plouă și un colac de acolo s-au lunicat și au crezut în balta aceea de glot. Și au zis că le-au șpeția și l-au pus așa la o învărare. Dar pe domn cineva au cerșut de la dânsul și el n-avea de unde să dă aici, l-au luat pe cel murdar și l-au dat. Și când s-au dus acolo să-și vadă masa împodobită, că i-au arătat că masa lui este goală, el bucuros că avea două ocară de colaj, dar acolo era numai unul și acela murdar de glot. Și a spus că chiar din zgârcenie, dar Dumnezeu ți l-au primit. Deci, chiar din zgârcenie, dar l-au primit. Uite, la cât Dumnezeu merge cu milostivirea sa, numai să nu pierde pe cel ce poartă chipul său. Dar omul nu înțelege. Omul nu cunoaște. Omul nu cunoaște pe Dumnezeu. Este cântare cea care se cântă că pe înălțimi strălucitoare stau biserici, dar cine calcă pragul în zile de sărbătoare? Omul și-au defăimat templul. Templul, iată, este templul Duhului Sfânt. Noi l-am defăimat. Și noi l-am dus într-o stare atât de oarbă că noi nu mai putem vedea nici înțelege. Nici nu vom fi în stare să vedem niciodată lumina. Dacă noi nu vom încerca și nu poți spune altceva numai decât prin biserică nu poți să te rădici. Că dacă nu era nevoie, cum zic, dar ce trebuie și biserică? Mă întorc chiar și la Corneliu, sutașul. Fapta, rugăciunea, el nu putea să ducă la Dumnezeu. Trebuia prin biserică. Dar cine era biserica? Spune Evanghelia. Pe aceasta piatră voi întemeia biserica mea. Apostolii deja erau biserica. Erau fundamentul, erau, dar temeria toată bisericii sau cum pereții bisericii, asta este întregime poporul, mergând învățând și botezându-i. Faceți-vă ucenici cât mai mult. Aduceți fii, însă nu biserici. Iată. Părinte, sunt pe alt telefon. Da. Alo? Ian, amoi, bună să? Vorbiți. Alo, bună seara. Da, bună să fii, Sara. Vă rog, Părinte Ion, să mă binecuvântați. Ce? Domnul Iisus Hristos, cu mila și îndoarea sa, să vă binecuvânteze. Am o rugăminte la dumneavoastră, o întrebare. Am o întrebare la dumneavoastră. Da, spuneți-mi. Mai scurt, spuneți-mi, vă rog, ea ca de Panahedă s-a fost vorba de nioarea. Panahedă, poți o faci numai în ziua când a murit de sufletul mortului? Sau poți să o faci și când dorești, poți să o faci... Da, mulțumim frumos! Și a doua întrebare vreau să vă rog să-mi spuneți, ia că când merge Sfânta Împărtășanie... Și e Sfânta Împărtășanie? Când merge Sfânta Împărtășanie, mai în scurt, când se împărtășește ea ca omul, femeile stau și dau de pomană. Cum trebuie să zici? De sufletul mortului sau de sănătatea ta? Dă-i covrigul și ala, bomboana și ai. Prima întrebare... Vă mulțumesc frumos și bună seara. Până chinze de-am înțeles că ceva. Că îți faci în ziua ce, ori faci când vrei. Știți, eu am vorbit o dacă mai nici așa despre nașterea. Ziua nașterii. Este un obicei că la ziua nașterii să-i faci un cadou și atunci te arăți cu un buchet de flori și să-ți arăți că iubești și atunci cuvinte frumoase. Dar până atunci, până la ziua nașterii, toate prostologiile vorbim. Nu e corect. Să faci rugăciunea ca și la ziua de naștere. Întotdeauna trebuie să iei cuvântul bun, cuvântul dulce. Asta este viața. Dragă drăguță, pui, puicuță, uite, asta este cuvântul cel frumos. Ce-ți costă să faci lucrul acesta? Dar nu te costă nimica. Te costă să-ți arăți ce ai în vistierie inimii tale. Acum, cu panachizele. Cum am putea noi să spunem că numai atunci și atunci?
Dar este o rândeală, am spus de ce se face rândeala asta. Că până la 3 zile se duce la închinare. La 3 zile până la 9 zile se duce erată în închinare și se duce erată raiul. De la 9 zile până la 40 zile se duce erată tot lucrurile care au făcut. Tot lucrul. Înseamnă că noi acestea zile le păstrăm. Dar nu este spus că în timpul între acestea zile tu nu trebuie să faci nimic, să nu te rogi, să nu dai de pomană. Ferită-i Sfântul. Fă cât vrei. Fă întotdeauna. Fă neîncetat. Și nu obosi de a face. Nu obosi. Și după aceasta, cu atât mai mult, cât ai posibilitatea, cât poți face, fă, dragul meu. Fă bine cât de mult. Și dacă n-ai ce faci cu totul, aruncă-l în mare. Fă bine și aruncă-l în mare. Aruncă-l în lume. Ca odată undeva când vei fi tu pus într-un butoi și te va duce valurile într-un țărm străin, iată acolo numai decât iarăși valurile va duce fapta ta care i-a aruncat-o și vei primi-o pe dânsa. Numai decât, negreșit asta va fi. Așa că neîncetat faceți cât aveți, am spus tot din de posibilitate. Când aveți posibilitate, nu trebuie și înșurat să facem că ai chemat 100 din la masă, că le-ai pus rachiu și vin, le-ai dat mâncare mult, o băut, o cântat, tot ce vrei. Nu! Fă după posibilitate cât poți, cu 2-3, dar în numele Domnului Iisus Hristos. În numele Domnului Iisus Hristos, orice faceți de sufletul lui Ioan, lui Grigori, lui Timofte, iată asta este primită. Și Apostol Pavel arată aici, tot ceea ce faceți voi, să faceți în numele Domnului Iisus Hristos, că El este răscumpărătorul nostru. Deci este un răspuns la două întrebări, adică după ce se împărtășesc, oamenii dau cineva de pomană, adică tot spune la copii ce să lua cea, adică cui, cum să-i dăm, ce să rostească. Vedeți că asta este iarăși o tradiție, o deprindere. Că se dă la copii, să-l bucur pe copil cu ceva, să o împărătășești, că cum îl iei în seamă, că uite, ai făcut o faptă bună, ai făcut un bine, ești un copil educat, ești un copil creștin și iată, eu îți fac și ție, cum spui, că te onorez cu ceva și te stimulez cu ceva. Păi eu dai în numele Domnului Iisus Hristos. Tot ce se dă, tot ce se dă, se dă în numele Domnului Iisus Hristos. Dă-i de sănătatea adventare, dă-i de sănătatea unui copil care e bolnav. Îi spui, de sănătatea comandă lui Ioan. Și ai dat. Gata, asta este primită în numele Domnului Hristos. Și are parte de dânsa și sănătatea îi vine așa cum o ai cerut și cum nu îndrăjești. Asta se știa cum spune, fii Doamne, mi-o la ta îți plâni, pe cum noi îndrăjim într-o tine. Dacă îndrăjim într-un Dumnezeu, facem așa cu toată nădejdea. Ca mila aceasta care noi cerem, să o primim. Dar dacă nu o să o primim, nu te scârbide. Sau scârbește, dar începe a căuta de ce Dumnezeu nu a primit Lucai în jertfă. Înseamnă că nu au făcut corect. Înseamnă că ceva n-ai făcut, n-ai procedat corect. Și acum, altă dată, fă corect, că Dumnezeu să o primească. Dar zice noi, pe buză vorbim una, dar pe inimă cu totul avem alta. Și nu se primește. Părinte, cam sfârșește emisiunea noastră și cam ar trebui să facem o încheiere. Ia că asta te-am, știți, când vine vorba de sfârșit, atunci este, da, iubiți creștini, eu aici nu odată am vorbit în calitatea care sunt, în ceea ce încerc să vă aduc la cunoștință ca cel ce stau și eu cât pot și ziua și noaptea, și la vreme și spre vreme, cum îmi dă posibilitatea și sănătatea și alte circunstanțe care ar fi, dar mă stărui ca să vă spun adevărul și să vă îndemn spre calea adevărului și să înțelegeți lucrurile așa cum sunt și cum trebuie să fie lucrurile adevărate. O să vă aduc la cunoștință și să vă spun să fiți foarte precauți și atenți. Noi suntem în veacul 21. În veacul 21 se permit foarte multe, sau se îngăduie foarte multe, care nu ar trebui să se îngăduie și să se le face numai cele care sunt în conformitate cu drepturile legii. Dacă prin drepturile legii ți-au dat, săvârșești. Nu ți-au dat, nu săvârșești. Că ce înseamnă legea? Ea ți arată păcatul săvârșit.
Și când se cunoaște păcatul? Când legea funcționează. Și atunci eu aș vrea să vă spun următoarele cuvinte, să fiți înțelepți, după Apostolul Pavel, ce se numește Cartea către Romani. Și am zis că veacul 21 permite multe. Uitați-vă cum spune aici. Păi e foarte dureros că noi trecem cu vederea și nu luăm aminte. Spune așa, bârfitor, uritor de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăruși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplicați, fără milă. Veacul 21. Undeva să spunem că acestea au puterea mai mult de 60%, s-au ridicat la 70%. Astea au puterea. Și uitați-vă ce spune așa, și măcar că știm hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac acestea lucruri sunt vrednici de moarte. O știu. Începând de la cei care sunt la curte constituțională, la cei care sunt la parlament, la cei care sunt la guvern, la cei care sunt în metropolie, la cei care sunt în episcopii, la cei care sunt în mănăstiri și în biserică și tot poporul care este creștin botezat. Iată, toți, asta o știu. Însă uitați-vă ce se întâmplă. Aceste lucruri vrednici de moarte. Totuși, ei nu numai că le fac, dar găsesc de buni pe cei ce le fac. Susținem lucrul acesta. De ce am adus citatul acesta? Pentru că tare mult se discută cum se va începe postul nașterii, discutat cu nașterea Domnului, poate se va înceta cu toate astea și fiecare cum a vrea să prăzunească, așa să o prăzunească. Însă biserica trebuie să-și păstreze tradiția ei. Și totodată ea nu poate schimba lucrurile, că dacă schimbă lucrurile, nu înseamnă că este un adevăr. Dacă legile undeva, zice, la 250 de ani sunt schimbate, canoanele sunt la 1000 de ani sau la 2000 de ani neschimbate și nu pot să fie încălcate. Cu atât mai mult prorocii, cu atât mai mult. Dar mult se duce vorba, discuție în jurul la cuvintele acestea. Ce să facem cu femeie după naștere? Și sunt unii încep să vorbească că se poate, să se întâmple, să ducă, să stea și să face știință, nu teologie. Dar știința întotdeauna au mers împotriva teologiei. Sau mai bine să împotriva lui Dumnezeu. Dar teologia este glasul sau graiul lui Dumnezeu care vorbește, ca spune că Apostolul Pavel era graiul lui Hristos. Și uitați ce spune aici, să înțelegem corect. Domnul Iisus Hristos a spus că n-am venit să schimb proroce, nu am venit. Nici să stric prorociile, nu am venit. Ci am venit să le plinesc. Și într-adevăr le-am plinit toate. Acum, noi când vorbim de curățenie și de necurățenie, să știm că atunci și medicina este puternică acum, știința este puternică acum, dar nu se reușește până la capăt. Multe boli se vindecă, dar nu se reușește. Și până la urmă, să spunem, lepra nu se curățește. Științific. Scurgerea femeii nu s-au vindicat. Științific. Deși noi toți avem nevoie și de una și de alta. Adică medicina, noi avem toți nevoie, începând de la mine. Dar sunt lucruri care noi să ne înțelegem că nu poate fi, să spunem, împreunate. Nu poate fi. Și aveți că încerca și Lenin spune și că noi să mergem pe... Sunt două căi și noi să mergem pe două cale. Biserica merge pe calea vieții. Și dacă mergem pe celălalt cal și începem știința, noi distrugem tot. Dar mulți vorbesc și este o carte, spunea cineva că este o carte, unde se dă răspuns la câteva întrebărilor femeilor, că la ciclul și la vremea după naștere. Eu vreau să aduc ceva, să înțelegeți bine din Scriptură, știți cu atenție, și nu înțelegeți, sunt cărți care se numește tâlmăciri. Și dacă undeva nu înțelegi, nu te du. La adâncime mare tu nu ești bine să înnoți.
tu poți înota numai unde până la glezne. Mai departe nu te vrei. Așa aici, în Cuvântul Lui Dumnezeu, nu tuturor le s-au dat să înțeleagă puterea și adâncimea. Și nu trebuie să ne oprim. Uitați ce vorbește Scriptura în privința femeie. Și o înțelegeți clar și limpede. Și o citiți. Domnul a vorbit lui Moise și au zis. Acum, dacă vrei să modifici, să schimbi ceva, să te duci să-l cauți pe Moise, acolo la muntele Nebo, în fața lui Ierihonului, unde au avut neînțelegerea Arcanghel Mihail cu satana care s-a luptat să-l scoate pe Moise, dar Arcanghel nu i-au permis. De atunci începea să facă o sminteală și o eroare, o rătăcire. Și iată ce spune Dumnezeu. Vorbești copiii lui Israel și spune-le, când o femeie va rămâne însărcinată și va naște un copil de pa te bărbătească, să fie necurată 7 zile. Să fie necurată ca în vremea surocului ei. Hai spune, sunt absorbante, sau cum se cheamă, absorbante, care absorbă. Păi tu ai pus, da, înțeleg, pentru să nu se facă o prelingere. Însă nu este ca o oprire curățenia, nici într-un caz. Și nu poate. Asta o recunoaște medicina, știința. Și biserica o păstrează că este binecuvântarea lui Dumnezeu. Și acum ce se întâmplă? Mai departe zice, în ziua 8-a copilul să fie tăiat împrejur în ziua 8-a. Dar uitați ce spune, femeia să rămână încă 30 de zile, încă 30 de zile, ca să se curățească de sângele ei, să nu se atingă de niciun lucru sfânt, să nu se ducă la sfântul locaș, până nu se vor împlini zile curățenie. La câte zile au fost Maica Domnului adus? La 40 zile. Iată ce am zis, că să fim atenți când cineva încearcă să ne spună lucrurile în alt fel. Și eu am spus că suntem în veacul 21. Unde poate fi credința și poate să nu mai fie deloc. Asta merge lupta. Și este o luptă crâncină. Așa că aș să zice unul de acestea care încearcă să facă, spune Scriptura. Dacă mi-a părține și mine, mie eu întotdeauna am spus. Eu îmi recunosc că nu sunt cel care ar trebui atâta să le fac, sunt nevrednic. Însă nu vorbea, să spunem, prin cel păcătos glasul lui, ci Scriptura arată că Dumnezeu vorbea prin gura păcătosului. Așa că eu vă rog întotdeauna Dumnezeu să vorbească prin gura mea, că dacă eu sunt un păcătos și îmi recunosc, dar darul lui să vorbească. Și zice, când va pune cineva întrebarea, să nu te spaimi, să nu te îngrijorezi ce să vorbești, că Duhul meu va vorbi prin tine. Iată de la ce merg. Acum zice așa, doctore, vindecă-te pre tine în sus. Și îmi zice, fă și aici, în patria ta, tot ce a făcut în Capernaum. Dar zice, vindecă-te întâi pre tine și apoi vindeca pre alții. Dar Hristos au fost vindicat și au vindicat. Însă noi deseori nu suntem vindicați să nu atingem și începem să strămutăm ceea ce Sfinții Părinți au pus fără de strămutare, prin Duhul Sfânt. Și nu poate nimeni. Citiți Psalmul 11 cu 4 și veți vedea ce este cuvântul lui Dumnezeu, argint curat, lămurit prin foc. Și ispitit de 7 ori pe pământ. 7 soboare au fost ca să lupte pentru a arăta adevărul și pentru a păstra acest adevăr. Și au pus o unitate biserică sobornică și apostolicească cu o singură învățătură. Mai avem teologi. Și aici cred că, femei, nu vă bucurați când cineva vă dezleagă atât de mult să intrați atunci când ai la ciclu sau când să vezi botezul, cum îl faci, că mama să-l vadă botezul. Vei vedea alt botez, nu anumit la copilul tău. Dar bucură-te că e sănătos și se botează și rugăciunea ta este lângă dânsul. Dar când te vei duce în necurățenie, spune că să nu te atingi de nimic, sunt și în locașul Dumnezeu să nu intri. Dacă are cineva puterea să schimbe ceea ce s-au dat pentru Duhul Sfânt, cred că va fi asemenea lui Arie. Și într-una din zi vine și răsplata
Numai decât. Dar eu vă îndemn și vă chem să fiți înțelepți. În post nu se cunună, e post. Dacă undeva s-a făcut cum a zis s-a făcut, fiți înțelepți că șarpii, asta este credință, capul nostru este Hristos. Și toate sunt în mâna lui Hristos. Și lucrurile s-au vădit, s-au rătat. Ce o să demonstrezi, ce o să faci? Nu este bine. Dacă te-ai dus la mărturisire, să te mărturisești, socoate că ai trecut vremile. Și dacă ai trecut vremile și vrei ca să-ți fie, să fie în păcarul mântuire, dă la părinte la prescomedie. Și el când va pune în păcar toate părătecele, va zice, pentru că cine sunt doar părinții, Doamne, spală păcatele tuturor să pune aici, pentru că cine sunt doar tăi. Iată, atunci, într-adevăr, tu ești creștin. Însă ceea ce este tradiția bisericii, că noi trebuie la ziua aceasta să o facem, am spus că este începătura. Pe când s-au început să se dea pe față tainile lui Dumnezeu, lucrate din veac și economia lui Dumnezeu. Și că la nașterea Domnului să se întâmplă acest prenașterea Domnului, ca noi să mergem noi cu rugăciunea, cu pregătirea și totodată cu pomenirea celor care sunt duși dragi și viței noștri. Însă cei ce ține de lăcomie și cei ce noi suntem pentru sine, este marele păcat. O să regretăm ca bogatul din Evanghelie și nu să te folosească la nimic. Toată viața aceasta este o clipeală de ochi. Și este un vis, care spuneam. Fii înțelept și împarte bucata ta de pâine și dă celui sărac. Când vine și ceric la poarta noastră, vin mulți și cer. Și când tu, fără ca să ceară cineva, te duci și faci milcul acela. Încă mai plăcut este înaintea lui Dumnezeu. E plăcut și când vine și cere, dar mai plăcut este când tu te duci și ai grijă de cei săraci. Și când tu ești mulțumitor și recunoscător de ceea ce Dumnezeu ți-a făcut ție și ți-au dat în belșug, nu ca să nebunești, ci ți-au dat în belșug ca tu să prăiești la alții să le dai și să faci bine cum Dumnezeu ți-a făcut binele ție. Însă în alt fel vom regreta, fiindcă am spus ce înseamnă și am luat asupra mea, ce înseamnă când am stat eu în foc și Părinte Pavel ar face milă și ar zice o rugăciune Tatăl nostru și ar lăcrăma sau ar da un păhar de apă cu ea să beie, el vine în capul meu și mă răcorește. Dați celor care sunt goi, îmbrăcați-i, ca să vă puteți prezenta în fața lui Dumnezeu îmbrăcați în haine de nuntă. Dați o bucată de pâine ca să puteți îndestula sufletul vostru cu cuvântul lui Dumnezeu. Și dați o cană de apă ca să răcoriți, să potoriți și să aveți voi binecuvântarea cuvântului Dumnezeu, care este și apă și pâine, și hrană și băutură. Acesta vă doresc ca postul nașterii Domnului Iisus Hristos să lăsați Crăciunul în pace. Dezvățați-vă că Crăciunul e mojerilă. Ghed măros. Omul de zăpadă. Dar n-are el atribuții cu postul nașterii. Ar trebui să vorbească numai de anul nou, că la anul nou este mojerilă. Sau la anul nou este Crăciun. Atât. L-au pus prea binefăcător pe Moș Crăciun. Și l-au scos pe Hristos. Iată ce facem mai departe. De ce am spus că veacul 21 este? Veți vedea mai pe curând, când într-adevăr te-am vorbit adevărul și v-am spus. Faceți lucrurile să fie cu înțelepciune, cu credință și gândiți-vă la ziua de mâine, că poți fi chemat sau gândiți-vă că te-ai culcat și în noaptea ce poți să nu te scoli. Pregătiți-vă de aceasta, că cea mai mare filosofie este gândești la moarte. Gol ai venit, gol te duci. Hristos a înviat. Vă rog, meritați și Domnul să vă ierte pe toți. Și cu sărbătoare de mâine, care este intrarea Maicii Domnului sau întâmpinarea, aducerea Maicii Domnului în biserică, revedenie, aducerea în biserică Maicii Domnului, să ne ducem noi mânați de Duhul Sfânt la ziua de mâine și să arătăm cât suntem creștini, dar mai puțini. Și nu avem grijă că părinții zeagă la pește, postul s-a început
și tu te gândești numai la mâncare. Dar Mântuitorul zice că nu numai cu ne trăiește omul. Nu vă gândiți numai la mâncare. Și dacă ne ducem încolo, nu te duci numai pentru ce îți faci până chidă și stai acolo la 40 zile și să vorbești că îți faci până chidă. Stai la rugăciune de dimineață până la vremea când îți fac cele 40 până chidă. Și fii acolo într-armat bine cu sufletul tău. Și pentru tine, și pentru cei care te așteaptă pe tine, cei iubiți ai noștri. Vă rog, meritați și Domnul să vezi pe toți. Mulțumim frumos, Părinte. Demnul pentru falturi, dragi iubiți credincioși, cu aceste cuvinte ne l-au rămas bun la dumneavoastră. Vă dorim un post binecuvântat și vă așteptăm și duminica viitoare la misiunea Cuvântului Preotului. Doamne ajută la toate!